Mâine, în țară, cerul va fi acoperit de nori și va ploua slab. La Briceni vor fi 13 grade, iar la Soroca cu unul mai mult. La Bălți, meteorologii prognozează 15 grade, iar la Orhei 16. La Tiraspol se va încălzi până la 17 grade, iar la Leoba, Comrat și Cahul, termometrele vor arăta 18 grade. Mâine, în capitală, vor cădea precipitații slabe. Ziua se așteaptă până la 17 grade, iar noaptea 7. În următoarele zile, vremea se răcește și va ploua slab. Termometrele vor arăta până la 15 grade ziua. Noaptea se așteaptă temperaturi între 2 și 6 grade. Mâine, în cea mai mare parte a Europei, vremea va fi instabilă. La Madrid va ploua, iar termometrele vor arăta 20 de grade. La Paris și Roma vor fi 22 de grade. La Londra se vor înregistra 16 grade, iar la Berlin 14. La Viena sunt anunțate ploi și 16 grade, iar la Praga cu un grad mai puțin. La Varșovia sunt prognozate 13 grade, iar la Budapesta 18. La Belgrad și București se așteaptă 26 de grade. La Atena și Ankara se va încălzi până la 22 de grade. La Kiev maxima va fi de 14 grade, iar la Moscova 7.